Salut! Este ora 15:54 din data de 10 iunie 2024 și am să fac un episod despre o convorbire de-a mea din Facebook, de pe un grup șoferesc, pe care am luat-o de acolo din Facebook și am adus-o aici la mine în pagina web și din care am să citesc. Apoi o să mai explic pe parcurs despre ce e vorba. Aici era vorba despre secțiunea 37, dar am uitat să modific. Hai să modific acum, că pe urmă apar două secțiuni 36. Deci 37. 37. 37 și data este de 10 a 6 a 2024, deci ultima pe care o adusesem era din data de 8. Da, aici hai să-i dau să se salveze modificările astea. Acum s-au salvat, să-i dau un refresh, și încă unul, gata, s-a corectat. Deci, aici era vorba despre cineva care a spus: salutare, ce știți de pauza de 45 pe Franța cu cardul de tahograf? Știam că dacă nu te prinde, nu sunt probleme. Acesta este un grup, fac eu aici o paranteză, acesta este un grup, se numește Choferes Rumanos în Spania. Administratorul lui este unul dintre cei mai vechi prieteni de-ai mei creatori de grupuri. Și grupul său este un grup care are caracteristica asta că e privat. Are opțiunea asta că e privat, doar membrii pot vedea cine aparțin grupului și ce se publică. Este vizibil, orice persoană poate găsi grupul și este localizat în Spania, adică aici e centrul de operațiuni al grupului, cum ar fi. Am încercat, datorită acestor chestii, am încercat ca la mine în pagină să păstrez în anonimat numele celorlalți participanți la discuție. Anonimatul nu este total, în sensul că cine apasă pe butonul ăsta și este membru al grupului, i se deschide grupul și vede acolo în original discuția. Iar cine nu e membru, probabil nu i se deschide. N-am idee exact cum funcționează lucrurile, că nu poți să te pui în pielea altuia să vezi ce i se întâmplă lui. Și pe al meu nu l-am mai blurat, că eu știu cine sunt și asta e. Nu. Da. Am pus aici orele la care s-au făcut comentariile. Pe pagina web și nici în Facebook nu se așează ele în ordine cronologică, se așează într-o altă. Mă rog, aici a zis cineva așa, zice, urmăresc, a zis un tip la 9 și 11 minute, apoi altcineva a zis la 9:24 că în loc să vă meargă vouă bine, tot la mizeriile de șef, vă uitați să le fie bine, vă meritați soarta la cât mai multe amenzi. Și mă rog, sunt mai multe păreri pe aici ale colegilor de profesie care se întâmplă să participe la discuție. Cum spuneam, eu încerc să
să maschez numele participanților doar dacă din întâmplare apare numele cuiva. Eu nu vreau să fac publicitate nici pozitivă, nici negativă nimănui. Dar vreau să, na, să înțeleagă, să fie mai larg contextul, că scoasă așa o comentare din scos așa un comentariu din context. Din context nu se înțelege despre ce e vorba. Și eu însă așa, la postarea asta a colegului. În șoferia tahograferă, pauza este acea perioadă de 45 de minute, pentru că așa a întrebat el. Salutare, știți ce știți de pauza de 45 de ore pe Franța? În șoferia tahograferă, pauza este acea perioadă de 45 de minute care desparte ca la fotbal cele două reprize ale unei partide zilnice de lucru. Bine, pauza asta poți să o împarți în două și atunci nu mai e de 45 de minute, dar totalul trebuie să fie de 45 de minute. Poate să fie și mai mare, poate să fie de o oră și ceva sau de două, dar de minimum 45 de minute. Ceea ce așa, în șoferia tahograferă, pauza este acea perioadă de 45 de minute care desparte, ca la fotbal, cele două reprize ale unei partide zilnice de lucru. Ceea ce este între două partide zilnice de muncă se între două partide, nu între două reprize, se numește repaus, iar pe durata repausului musai să dispui în mod liber de condiția ta de persoană și nu să continui să fii în condiția ta de lucrător. Câtă vreme nu se înțelege asta, cei care nu înțeleg alimentează nu doar propria lor sclavizare, ci și pe al restului de persoane din întreaga Uniune Europeană. Semnezi un angajament, contractul în fața statului, prin care te angajezi că nu stai în câmpul muncii mai mult de 8 ore pe zi legale de lucru, angajament de care faci abstracție apoi în secunda 2 și faci abstracția asta pentru a accede la un salariu la care trebuie să accezi fără să faci această abstracție de la lege. Este vinovat angajatorul pentru că nu creează circunstanțele necesare suprapunerii textului legii cu realitatea, dar este vinovată și imensa majoritate a celor care, ca și tine, se automentalizează că abstragerea asta de la îndeplinirea legii este o normalitate. Pe aici mai am eu de făcut corecții și aici am eu de adus ceva despre o imagine despre contract în care se vede ștampila Ministerului Muncii și Ministerului Muncii țării în care semnezi contractul în partea de sus, de regulă în stânga a contractului tău de muncă, pe care îl închei cu angajatorul, dar sub autoritatea statului. Și după ce am adus acest comentariu al meu aici, mi-am zis eu să aduc toată discuția și am adus de aici în jos. Nu se mai cunoaște linie, aici o linie de despărțire care nu se vede în momentul ăsta. Și care așezat așa în ordinea în care apare în Facebook este aici. Și după asta, deci asta am zis eu la 13:40, la 13:44 a zis colegul ăsta, zice, dumneavoastră munciți 8 ore pe zi sau doar expuneți aceste lucruri? Iar eu am zis la 14:42, deci la o oră după ce a comentat el aici, am zis așa. Vezi tu cum e treaba, prietene? Dacă spun ceea ce știu, lumea îmi devine dușmană. Iar dacă nu spun, lumea continuă să calce pe drepturile ei și pe ale mele deodată cu asta. Ca o turmă de bizoni sau de elefanți peste niște mușuroaie de furnici. Nu, eu n-am reușit să muncesc 8 ore. Dar nu am reușit asta nu pentru că nu am tins la respectarea angajamentului la care m-am angajat, ci pentru că o imensă majoritate a împins continuu într-o altă direcție.
Nici o persoană nu este dotată cu atâta forță încât să poată respinge împingerea a două sau mai multor persoane. Dar ceea ce am putut să fac a fost să refuz acest troc murdar în care angajatul ajută angajatorului său să fure de la stat, cum zicem noi ca români, dar de fapt să fure din produsul național brut, care este și al fiecăruia dintre noi, ca să-i dea și lui, angajatului, o parte. Să-i dea și lui, angajatului, angajatorul, o parte. Pentru moftul ăsta eu am pierdut 14 ani de vechime în muncă, în timp ce alții, ca să nu-i piardă, au acceptat murdarul troc. Unii poate nu înțeleg ce fac și astfel mai beneficiază de niște scuze, dar nimeni nu poate beneficia de scuzele astea la infinit. La un moment dat, tot trebuie făcută diferența între cei care participă la jaful ăsta în mod deliberat și cei care participă la jaful ăsta în mod inconștient. Și am scris încă un comentariu acolo în Facebook, acesta de aici, care zice așa: opinia mea este și rămâne aceea că repausul în rută, mă rog, ăsta e urmare a altor discuții de pe aici, de la această postare, în care se vorbește așa, zice: nu te supăra, dar decât să merg la hotel și să las camionul pe unde, pe nu știu unde, și să-l găsesc spart, mai bine stau la camion. Și aici cineva zice: ai dreptate cu spartul de camion, dar de ce banii de pe hotel, dacă tot nu vrei hotel, nu ți-i dă, că tot plecat de acasă ești? Zi mai bine că nu vă place să vă duceți la hotel. Repet, vă meritați soarta lângă roată cu voi, să păziți camionul lui șef. Rare ori prindeam 45 afară și atunci hotel nu mai BCB și Ibis, păcat de voi. Da, și aici zice: da, mă, tu de când ești, na, la hotele și restaurante ai mâncat, și dacă nu faci comunitate și ajungi acasă e altceva și nu poți compara sau îți bagi joc de cei care fac comunitate și mâncare la butelie. Chiar nu văd care e problema ta, dar nu, așa sunt câte unii, dacă au un pic de condiții mai bune, uite de unde au plecat. Și da, sunt discuții aici despre și dacă faci cu cardul un tahograf și mergi la hotel și trebuie să demonstrezi cu factura de la hotel, zice altcineva. Ideea este că are deja 24, pauze de 24 și la noapte iese 45. Dacă astăzi merge la hotel, se ia în considerare, mă rog, e în discuție cu hotelul. Și de-aia am zis eu aici așa: opinia mea este, a fost și rămâne aceea că repausul în rută, chiar și desfășurat la hotel, nu îndeplinește decât în parte și doar pe hârtie definiția conceptului perioadei de repaus, perioada de repaus ca pol opus a conceptului perioada de muncă. Angajatul se află cu adevărat în perioada de repaus atunci când nu mai are în custodia sa nici o responsabilitate de serviciu, niciun bun ce aparține angajatorului său. Autoritățile mai închid ochii pentru că, de fapt, nu drepturile lor de persoane sunt încălcate, ci ale acelor persoane care joacă acel rol de angajat în respectiva scenă. Sunt prea multe de spus, nu în cap aici, în format Facebook, așa că las aici un link către o pagină de-a mea, unde voi trata subiectul mai pe larg, când sau dacă voi avea timp. Și acum o să iau de aici. De aici. Acest ultim comentariu al meu. Și o să-l pun în traducător automatic, să-l mai corectez un pic și să-i adaug niște diacritici. Până aici.
Aici începusem eu altceva să scriu. Vorbeam despre libertatea mea de expresie. Era pentru altă temă. Și ziceam așa, unii dintre noi, oamenii, ne expresăm cel mai bine prin cântec. Prin muzică, cum se zice. Alții prin poezie, alții prin literatură, alții prin ziaristică, prin crearea de emisiuni televizive, alții prin sculptură sau prin orice altfel de fabricații. Vedeți, unde am zis eu aici altfel de fabricații, în limba spaniolă apare creación. Eu nu l-am considerat și consider Wikipedia ca pe un instrument prin intermediul căruia eu mă pot expresa cel mai bine. Dar sunt români, administratori la acel la Wikipedia. Care mi-au luat libertatea de expresie, au găsit. Au găsit cale de a-mi lua bloca posibilitatea de a mă expresa. Tind astfel, tind cu asta la libertatea mea de expresie, la libertatea de expresie în general, în general. La libertatea în particular. Nu o să stau cu mine însă. Nu o să stau niciodată cu mine în sân. Nu o să rămân niciodată. Mă voi bate pentru libertatea mea
împotriva mea. Până când aceasta va fi o realitate. Încet. Calculărețul ăsta și aici las chestiile astea aici în traducător ca să nu mai deschid încă o fereastră și adaug ce aveam aici. Opinia mea a fost și rămâne e, unde te-ai dus? Aceea că repausul în rută, o să mai facă figuri, sărind așa pe unde nu are treabă pentru că, chiar și desfășurat, la hotel, nu îndeplinește decât în parte și doar pe hârtie. Definiția conceptului perioadei de repaus. Ca pol opus. Hai să scriu și asta, perioadă de repaus. Nu te-ai dus, mă. Repaus. Ca pol opus al conceptului perioadă de muncă, perioada de muncă. Angajatul se află cu adevărat în perioada de repaus atunci când nu mai are în custodia sa nicio responsabilitate de serviciu, niciun bun ce aparține angajatorului său. Autoritățile mai închid ochii pentru că, de fapt, nu drepturile lor de persoane sunt încălcate.
ci ale acelei persoane care joacă acel rol de angajat în respectiva scenă. Sunt prea multe de spus, nu încap aici în format, în acest format, încap aici, în format Facebook. Așa că las acțiun un link către o pagină de mea web unde voi trata subiectul mai pe larg când sau dacă voi avea timp. Voi dispune de acest timp. Timpul necesar. Acum, iau chestia asta și o pun aici. Undeva în partea tocmai de jos aici. Și o pun aici. Aici am pregătit eu deja un pic terenul, dar așa, asta se mai verifică o altă distanță între rânduri. Să fie mai restrânse, să fie de 10 ca format și așa. Și hai să iau și traducerea asta în spaniolă. Pe care a dat-o traducătorul automat și să văd dacă sau cum să o corectez sau nu. Ia să vedem noi. Deci. Pentru că m-a interesat să traduc și în spaniolă ceea ce am discutat în română și în română ceea ce am discutat în limba spaniolă, pentru că mă interesează să mă înțeleagă simultan și unii și unii și alții. Ya, mi opinión fue y sigue siendo que el descanso en ruta incluso si se pasa si se hace en hotel. No cumple. Cumple solo en parte. Cumple solo en parte y solo en papel. La definición. Del concepto de periodo de descanso. Periodo de descanso como lo contrario del concepto de periodo de trabajo. El empleado se encuentra realmente en el periodo de descanso cuando ya no tiene bajo su custodia ninguna responsabilidad laboral ni ningún bien perteneciente a su empleador.
Las autoridades hacen la vista gorda porque en efecto no son sus derechos como individuos los que se vulneran, sino son vulnerados. Los derechos. De la persona que hace el papel de empleado en esa escena. Hay mucho que decir sobre este tema. No me encaja aquí. En formato Facebook. Así que les dejo un enlace hacia página web mía, donde trataré el tema con más detalles cuando y si tenga tiempo. Bueno, este de soporte discutir, este este un grupo romano español, se numește Choferes Romanos en España, și pe acest grup pot apărea cititori și de limba română și de limba spaniolă, și poate că unii spanioli nu știu română și unii români nu știu spaniol, așa că eu ajut cu acestea la o mai bună înțelegere și las aici linkul ăsta. Așa. Da. Și iau chestia asta de aici și o pun într-un articol de blog. Articol de blog pe care l-am pregătit mai de mult. Începusem ceva acolo pe o secțiune în limba spaniolă, dar a rămas necontinuată și o adaug aici astăzi și pe aceasta care se poartă pe o altă secțiune, secțiune în limba română. Astea să le fac mai mari, să le fac normale. Da. Trebuie să fac așa, să iau chestia asta. Și să o pun aici. Așa.
Și să iau asta la asta. Și o pun aici. Așa. Și aici am nevoie să pun o imagine, dar nu știu ce imagine să pun. Deocamdată nu pun nicio imagine, o să pun eu mai târziu. Deci îi dau să se salveze și după ce îi dau să se salveze, o să am un link către acest blog. Da. Deci publicată în 10 iunie, deși era începută mai de mult. Și aici vedem noi că dacă așa, de aici iau titlul acesta și mi-l păstrez într-un loc în care păstrez eu cronologia paginilor create de mine. Să adaug acest articol de blog nou creat. Să iau și URL-ul. Și să-l pun și pe el aici la păstrare. Da. Iar acum cu acest URL, acest URL o să-l pun aici la articol, la comentariul meu din Facebook. Și hai să iau și textul ăsta care l-am corectat, de i-am pus diacritice și i-am mai adus complete. După care am să-i dau să se publice în Facebook. Da, dau să se publice. Și acum, după ce s-a publicat, după ce s-a publicat, copiez comentariul meu. Și îl aduc și pe el aici în aici am discuții și cu spanioli, aici am discuții mai multe de astea în deci ăsta era articolul pe care îl începusem. Și acum o să pun așa. Și acum o să fac aici o reparație ca să fie textul la fel ca restul textului din pagină.
Da, și eu am foarte mult de lucru pentru că am să iau comentariu cu comentariu la rând și am să le pun, uite așa. Spre exemplu, îl iau pe ăsta care e ultimul. Stai să mai mă uit la o chestie. Mă duc înapoi aici în ăsta și acum mă uit la ora când l-am publicat. De 10 iunie 2024, ora 16:33. Și scriu aici. Deocamdată doar 16:33. Cine apasă pe butonul ăsta, îi se deschide pe ăsta de aici, îi se deschide comentariul acolo la locul faptei. Acolo peste un minut o să arată că a fost publicat acum 2 minute, peste o oră o să arate altceva, la mine rămâne neschimbat aici. Deci era 1 minut la momentul când l-am copiat eu. Da, și aici o să rămână un buton. Ăsta de aici. Pe care cine apasă ajunge acolo în blog. Și cine apasă de acolo din blog ajunge la mine în pagină. Și mai am eu de lucru niște chestii, dar încet, se face încet și lucrurile astea se fac migălos. Da, întotdeauna e mai ușor să dai cu piatra decât să le bagi geam. Bun, am să iau de aici textul ăsta. Mă duc cu el aici în traducător. Șterg bucățica asta de text și o pun înlocuit pe asta. Bun, mă întorc aici în pagină și aici deschid imediat o din asta cu 3 coloane. Dau la o parte chestii care nu-mi folosesc la acest moment, în această pagină. Și aici pun articolul ăsta pe care l-am copiat, comentariul ăsta pe care l-am copiat un pic mai sus, de mai sus. După care mă duc aici în traducătorul automatic și iau și textul rezultat prin traducere pur și simplu automat. Asta vin cu ea și o adaug aici. Asta este o bucată de text la care eu n-am să o umplu decât ca să-i reduc distanța între rânduri. Să o fac, să o pun așa de la stânga la dreapta, să o fac de 10 și să o fac de culoarea asta. După care să o copiez și să o pun aici. Aici, în schimb, nu o să o mai las așa neclară, ci o să o fac să fie mai clară, să fie aici de culoare roșie. Textul în spaniolă, de regulă, eu îl scriu în roșu pentru că adaug linkuri, câte linkuri îmi trebuie și
Linkurile pe format roșu se văd mai bine, pe textul de fond roșu se văd mai bine decât altfel. Și acum, hai să mai închid din deci asta o închid acum. Acum repausul în rută nu este repaus, hai să-i dau așa un refresh și vedem că deja au deschis articolul două persoane. Da, și acum eu am să vin aici mine la site-urile mele web și o să scriu aici paginile mele web. Paginile mele web. Mele web. Așa. Aici mi se deschide o pagină de-a mea web în care sunt puse la un loc aproape toate paginile web pe care le-am creat de prin 2010 până în zilele noastre, adică în vreo 13-14 ani de zile. Aștept să gândească ăsta ca să răspundă la comenzi aici. Și de aici, din pagina asta web, plus din Wikipedia, o să fac conexiuni cu articole, spre exemplu, cu concepte cum ar fi, spre exemplu, aici repausul, perioada de repaus. Deci, unde apare conceptul perioada de repaus, aici, spre exemplu, mă duc la mine în gândește foarte greu pentru că sunt foarte multe, foarte multe pagini deschise. Lucram aici la tratatul de creare al URSS. Lucram aici la declarația asupra creării Uniunii Sovietice. Încerc să prezint lumii lucruri pe care nu le știe în limba română. Uite aici și e păcat să nu le știe. Să închid Facebook-ul. L-aș închide, da. Teamă mie că mai mi-o trebuie. Ia să vedem aici cu paginile mele web. Da, uite că s-a deschis. Și acum să mă duc la partea care o vede publicul. Uite așa. Da. Deci aici sunt 5.000 de pagini web. Da. Mă rog, nu sunt ele 5.000, sunt... ia, câte sunt? Sunt la ziua de astăzi 4.000. Și aici sunt tot felul de chestii care ne dor pe noi șoferii, spre exemplu, zi de muncă parțială, formalizare, săptămâna de lucru, toate au legătură cu mai pe departe sau mai pe aproape cu profesia mea, toate au legătură și de aici o să mă duc să caut, spre exemplu, perioada de muncă, perioada de descans, prima. Să văd dacă am ceva despre perioada de descans. Am aici perioada de descans diariu. Aici perioada de repaus, perioada de repaus zilnic, descanso odihnă, descanso semanal,
descanso semanal. Hai să mă duc aici la descanso odihnă. Asta este un articol pe care îl tradusesem în limba română și pe care mi l-au șters, mi l-au măcelărit. Pentru că descansul tradus așa de traducătorul automatic în română se traduce de odihnă. Numai că odihna e una și repausul e alta. Odihna e când și când te întinzi pe pat și când stai așa și te odihnești un sfert de oră și când da, sunt mai multe. Dar repausul este altă poveste. Și, cum spuneam, am tradus eu în limba română acest concept la dezambiguizări, dar mi l-au măcelărit băieții de acolo. Și atunci, eu aici pot să fac în două feluri, să-i dau să se publice, adică să văd partea așa cum o vede publicul. Și atunci iau URL-ul de aici și îl pun la mine în pagină, în pagina unde am comentariile astea din Facebook. Și aici e o listă de subpagini cu domiciliu, cu perioada de descans, de zilnică de repaus, cu perioada săptămânală de repaus, cu locul de rezidență habituală și pe asta mi l-au eliminat. Românii, cu conceptul timpul tău, cu conceptul somn și cu conceptul privare de somn. Bun, și iau de aici conceptul ăsta, linkul ăsta către conceptul repaus, perioada de repaus, și mă duc să o pun aici. Numai că aici în formatul ăsta blog, nu știu ce se întâmplă câteva de vreo săptămână, două, că, uite, se dublează formula asta pe care se dublează și acum s-o fac un pic mai albastră. Nu știu, se întâmplă ceva în blog că nu mai funcționează cum funcționa până acum. Deci trebuie să șterg asta care s-a dublat și să las doar ăsta. Și atunci, cel care trece pe aici, dacă vrea, apasă pe acest buton și acest buton îl conduce către o pagină în care sunt mai multe explicații despre acest. Mă rog, nu știu dacă am ales eu pe cea mai potrivită în momentul ăsta, pentru că nu mai am timp, trebuie să plec undeva și o să închid această înregistrare, dar am vrut să arăt așa ca să